Ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean din Deva a participat la cea de-a patra ediție a Festivalului Național de Folclor Constantin Arvinte, ce a avut loc la Iași. Artiștii hunedoreni au avut o reprezentație de excepție, fiind recompensați cu ropote de aplauze de către public. Festivalul a reunit ansamblul folclorice de referință din țara noastră, artiști de marcă ai cântecului popular românesc și invitați speciali. Timp de 3 zile, publicul din Iași s-a bucurat de un spectacol desăvârșit oferit de mai multe ansambluri folclorice profesioniste din întreaga țară, inclusiv de ansamblul profesionist Drăgan Muntean din Deva. N-am știut lume să iau de la viață tot ce vreau. N-am știut cum îi mai bine și-or trecut ani peste mine. Ce-am făcut rămân făcute, ce-am pierdut ori mai fi multe. Viața până nu iartă, ca mine toți dau socoată. Este vorba despre unul dintre cele mai mari festivaluri de folclor pentru ansamblurile profesioniste, ansamblul organizat de ansamblul Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. A fost un festival unde am avut bucuria și onoarea să participăm noi, ansamblul profesionist Drăgan Muntean, alături de alte 7 ansambluri mari din țară, ansambluri de profesioniști. A fost, așa cum vă spuneam, o participare importantă a noastră a ansamblului, pentru că este un lucru esențial să poți ieși în țară, să poți fi pe scene alături de profesioniști din domeniu. Au fost 2 zile de spectacole frumoase, 2 zile în care publicul din Iași a primit cu entuziasm prestația colegilor din ansamblu. Au reușit să impresioneze publicul cunoscător de folclor din Iași. Încă o dată le mulțumim celor de la Iași. Fac specificarea că ansamblul Constantin Arvinte este un ansamblu relativ tânăr, de aproximativ aceeași vârstă cu ansamblul profesionist Drăgan Muntean, 10 ani de când s-a înființat. Noi am avut o colaborare foarte bună cu ei și ei ne-au fost oaspeți aici la Deva în toamna anului trecut și iată că acum, în 23-25 mai, am întors noi invitația și am reușit să ajungem acolo. Nu puteam reuși acest lucru și trebuie să spunem de fiecare dată, fără sprijinul finanțatorului principal al nostru, Consiliul Județean Hunedoara.